Vă salut, oameni frumoși, suntem în Grecia, pe o insulă minunată care se numește Poros, pe care putem spune că noi am descoperit-o și de care o să audă toată România, pentru că aici o să filmăm al treilea nostru film de lungmetraj care se numește Moartea în vacanță. Vreau să vă dezvolui prima vedetă din filmul Moartea în vacanță, așa nume Costel, pe care o știe toată România. Da. Costel, vreau să zic... Știi ceva, gata cu Costel, toată România. Costel e bătrân, Costel gata, e acum e altă generație. Da, acesta este trioul magic care o să apară în filmul Moartea în vacanță. Și doi a acceptat să fie alături de mine și să mă ridice un pic în sus. Vă mulțumesc foarte mult. Obligația noastră e să-i fie mereu răcoare și noi trebuie să-i facem așa, în contract. O să vorbesc o dată cu Maria, că Maria e foarte domină. Maria, cum te simți la filmare în primul rând? Foarte bine, chiar mă simt foarte bine la filmări, mă distrez, mă bucur că facem aici în Poros, e foarte frumos. Ai fost panicată prima dată când te-am sunat și te-am invitat, ai zis, ce pana mea cu ăsta, ăsta-i bravo ăla cu bunica, cu ăla, nu? Da, și te-am refuzat și după aia l-am sunat cu pe Haurențiu. Și a zis, da mă, te-a sunat și pe tine Mircea Bravo, da frate, și te bagi, bă, hai să ne băgăm împreună. Și ne-am băgat împreună și uite-ne acum în vlogul tău de pe internet. Mie mi se pare că Costel te simți foarte bine. Acum nu, nu vreau să mă laud pe vlog, dar mi se pare că tu ești în elementul tău. Eu sunt în elementul meu pentru că sunt și zodia pești, sunt aproape de apă, sunt ca peștele în apă. Sunt și foarte multe fete pe aici. Sunt în elementul lui Costel. Și e fata mea. Și de Maria vreau să zic că vlogul e filmat în ziua 11 de filmare, prima zi în care nu mai am un complex față de Maria, tot timpul știam că greșesc. Maria e ca și tipa aia bună de care mi-era rușine să... Nu, deci nu e adevărat, noi chiar suntem colegi și colaborăm, nu simți că greșești. E ok că rămâi cu foarte multă ciocolată la gură după ce mănânci înghețat. Faci un pic de rău. Așa ești tu, e felul tău de a fi. Că repetam ieri cu Mircea și n-am văzut și te-am înțeles la mine și aveai ciocolată aici de la un ghețat. Mănâncă ca un copil mic. Da. Văd că cei doi ei au făcut un ATC, ei chiar sunt actori și îți dai seama că... Da, de mult l-am făcut de mult și l-am mai uitat. Am mai uitat din el. Și vreau să vă întreb că voi sunteți pe scenă acolo cu mii de oameni, cum simțiți diferența asta dintre emoțiile pe scenă și emoțiile gen când stau 40 de oameni să lucreze pentru un cadru și trebuie să nici nu mă o sprânceană. E alt animal ăsta, bineînțeles că trebuie să-l domesticim și momentan a fost sălbatic, dar cu fiecare zi de filmare cu atât devine o oiță foarte, foarte domestică. Așa arată pauza de la amiază, pentru că zilele astea filmăm pe plajă, filmăm dimineața cât de cât poți sufla. De pe la 12 până la 4, lumea are pauză. Majoritatea își fac siesta aici, deci după ce le iau masa și acum întreaga echipă cu figurația se relaxează. Aș merge să vorbesc cu ei, dar știi cum e, măcar în pauză, lasă să respiră un pic. Îl am alături de mine pe Andrei Ștefănescu, un membru de bază al acestei echipe care produce filmul Moartea în vacanță. Spune-mi, te rog frumos, funcția ta. Eu sunt script supervisor, un hipster care nu știe să se vândă. Da? Eu aici mă ocup să fac cu oamenii niște un film extraordinar la care lumea se va uita de 300 de ori. Și iarna, și primăvara, și vara. Adică să-ți dau un exemplu, dacă tragem un cadru mare în care eu ridic cumva paharul, după aia când schimbăm cadrele, zice, bă, Mircea, vezi că a ridicat mai așa sau mai așa și se ocupă ca totul să fie la fel, să se lege, nu? Dar tu duci next level, știi, cu date, cu informații, totul să fie logic, nu? Și logic și o continuitate, de exemplu, cum a fost astăzi când lumea trebuia să intre în stare și le-am filmat invers, acolo am ajutat și pe Mircea și pe colegii lui extraordinari. Am în spate echipa care face filmul să se întâmple, și anume bărbatul înalt, Andrei Băltărețu, este DOP, care înseamnă director of photography, adică persoana care filmează, cum arată filmul. Cristi, regizorul, colegul nostru, și în dreapta Isa, care este first AD de la Assistant of Director, adică cea care se ocupă de organizare ca să se întâmple la o anumită oră, de ce e nevoie, totul ca să fie posibil. Vreau să te întreb, cum e să filmezi în Grecia, în primul rând, pe căldurile astea? Păi greu, dar totdeauna m-am gândit când eram la plajă, bă, dacă aș face ceva interesant pe plajă, dacă aș putea să fac ceva, nu numai să stau, să fac o chestie, o filmare și uite, s-o nimerit chestia asta și mi se pare că mi-am dorit-o, fără să vreau, și s-a întâmplat, adică să fiu în Grecia, pe plajă, la mare, în același timp să lucrăm la ceva frumos împreună, cu prieteni, cu echipă mișto. Fiind prieten cu Cristi, m-a dat seama că e destul de relaxat, trebuie să vă spun, adică nu e genul de film care gen nu mai pot dormi noaptea, adică într-adevăr ai preocupările tale, dar te și bucuri de vacanță, nu?
Da, sigur, nu știu că o pot să numesc vacanță, dar în principiu sunt foarte liniștit că echipa pe care o avem e super profesionistă și atunci fiecare știe ce trebuie să facă, fiecare își face treaba și în principiu ce ne-am propus, asta am făcut. Și o planificare foarte bună ne-a ajutat să filmăm tot ce ne propunem în fiecare zi, fără să avem întârzieri. Final, treilea nostru film, vreau să întreb ce crezi că are în plus filmul ăsta față de primele două? Are în primul rând mult mai multă acțiune, o să fie o comedie în acțiune, asta e clar, o să aibă mai multe personaje interesante pe care vom vedea mult timp pe ecran. Clar, avem conceptul ăsta de vacanță pe care toată lumea îl visează, cadre mișto, muzică multă. Avem o chestie care ne place foarte mult în online și anume gherila se numește, da. Adică vezi un loc și te apuci să-l filmezi, încerci să te adaptezi situației, nu? Exact, da, de multe ori s-a întâmplat să vedem pe moment, nu știu, niște oameni care stăteau într-un mod interesant sau jucau table sau treceau și arătau bine sau arătau cumva interesant. Și vorbeam cu ei și erau foarte deschiși și vreau să apară și asta ne-a ajutat foarte mult. Foarte mulți bătrâni în Grecia joacă table și am zis că una, două, am vorbit cu patru bătrâni acolo, am zis, putem filma cu voi să băgăm în cel mai tare film de pe Netflix. Normal, am pus camera, am filmat, gen pac în câteva minute, știi? Și avem foarte multe cadre de genul ăsta care, pentru că oamenii sunt super permisivi. Am crezut că venim în Grecia și nu o să ne știe nimeni și să fie greu. Nu, că atâția români vi găsesc pisietăți în Grecia și n-ați mai văzut. În Africa de trei figurate. Pisietăți găsesc români. Noi stăm frumos aici în mașină, dar suntem filmați de un buggy, se numește. O mașină pe care am închiriat-o și pe care am stat două zile să o riguim, adică să prindem niște camere pe ea și ea ne filmează din exterior. O trebuie să blocăm toată insula, ne cerem scuze pentru oamenii din Porus care sunt niște oameni foarte de treabă și ne acceptă toate păcatele noastre, dar noi ne simțim ca niște vedete, cel puțin eu, Costel. Și simți? Eu mă simt tot ca o vedetă și îmi place să mă uit la bărcile care sunt aici. Pe care nu ți le permiți. Și nu-mi permit să stau pe ele și îmi place foarte mult să muncesc în timp ce alții sunt în vacanță. Avem alături pe omul care are cea mai multă experiență din întreaga echipă din industria filmului, o cheamă Georgian, a fost alături de noi și la proiectul precedent, a s-a ocupat de filme din România, dar și din străinătate și acum cumva a hotărât să ajute și pe cei care acum sunt la început de drum și vreau să vă spun cât de tare Georgian se ocupă și de partea de make-up și de păr și e atât de tare că pe lângă că face treburile astea, calmează foarte mult actorii, adică dacă vii un pic stresat, Georgian știe ce să zică și Maria, te înțelegi bine cu Georgian, zi-mi atâta. Georgiana mă calmează foarte mult și de când e Georgiana sunt mult mai bine. Acum, Maria e ironică, dar să știți că are dreptate. Nu glumesc, chiar serios. Deci serios, cât de nașpa m-am simțit într-o zi, parcă așa când o văd pe George mă calmez și simt că are grijă de mine. Uh-huh. Ești foarte matură, Georgiana, și vreau să întreb, când ai învățat chestia asta de make-up și de hair, ai învățat și pe partea asta de comunicare cu lumea? Asta este din școala vieții, să zic așa. Uh-huh. Înveți on the go în fiecare zi și încerci să găsești o soluție și să te enervezi, că nu ajută la nimic. Ca paranteze, acum pun un microfon în păr, ca să știți cum funcționăm. Deci de asta stă un pic mai mult aici, ca să găsească o soluție tehnică pentru chestia asta. Cum simți proiectul ăsta? E covârșitor? Îți place? Îți place faptul că suntem în Grecia? Îmi place foarte mult că suntem în Grecia, chiar dacă este mult mai mult de muncă, pentru că actorii transpiră mai mult, toți ne încinge mai mult și insolația se face foarte ușor, orele sunt foarte lungi, diminețile sunt foarte devreme și cu totul, este îmi place foarte mult proiectul. În spate pare cumva Riviera franceză, dar ceva mult mai tare, Riviera din Poros. Și vreau să vă spun că aici luăm masa, efectiv, ne punem tot la masă, adică ar fi o cină romantică cu iubita, dai seama să vii cu echipa și să mănânci aici. Maria, cum te simți la masă? Păi, eu mă simt foarte bine, mulțumim că azi ne-ai dat să mâncăm, chiar dacă nu ne dai niciodată. Maria, cu Mincu, doi oameni foarte romantici care vor să aibă o cojă așa, prin care pun lumea la distanță, dar când îi vedeți pe stradă, haideți la ei, luați-i în brațe pentru că sunt super prietenoși. Nu. Și vreau să vă întreb, cum vi se pare, Mincu, viu ăsta, nu te face să fii mai romantic cu Maria? Nu, deci Maria e viul meu. Ah, ok. Nu pot să văd Grecia de Maria. Deci n-ai simțit? În sensul că n-am ochi pentru Grecia, că am frumuseți naturale aici alături, să mor. Avem alături pe Isa, acolo în CV apare First AD, adică First Assistant of Director, nu? Director, da. Faza e că în momentul în care o ai pe Isa ca First AD, îți dai voie să îndrăznești să faci absolut orice. Ea cumva o gestionat și când am făcut nunta la nuntă pe bani și acum pe plajă cu mulți oameni și vrem să-ți mulțumim pentru chestia asta. Și o să te întreb, care crezi că a fost cea mare provocare la filmul ăsta? Pentru că au fost multe momente dificile. Cred că fiecare locație are provocările ei.
Aici cred că unul dintre ele a fost vremea, pentru că, după cum bine puteți vedea, suntem într-o pauză prelungită, ceea ce când filmez în România sau în țări cu clima mult mai temperată, nu se întâmplă. Adică filmez și în miezul zilei, că temperatura și nici lumina nu este atât de puternică. Și, mă rog, cred că provocările sunt menite pentru a fi depășite. Știu că tu ai lucrat la foarte multe proiecte și faptul că filmul ăsta e în Grecia și lumea cumva are partea asta de mare și poate de relaxare și cumva tot echipa seamănă un fel de tabără la mare, stăm toți împreună la un loc, ne simțim bine, îi simți pe oameni că sunt mai relaxați un pic? Se pare că sunt mult mai conectați unul cu celălalt, pentru că nu mergem acasă la familiile noastre, adică după rap nu ne deconectăm de la proiect și de la ce facem timp de 12 ore și mi se pare că sunt mult mai prezenți. Ne-am mutat pe Grecia continentală, pentru că pe lângă Grecia faină de peninsulă, vrem și Grecia așa un pic mai varvă, adică un geam spart, praf, mizerie, ca să dăm atmosferă, este o urmărire aici, este foarte fain și trebuie să avem mare variație, așa că ne-am mutat cu toată echipa la câțiva kilometri lângă. Scutere, foarte multe scutere aici, ceea ce ne omoară. Adică dacă ai un scuter la un kilometru, se blochează filmarea. Ca actor, mai important decât momentele în care filmezi, momentele de pauză. De asta trebuie să ai niște ritualuri perfecte, cum e Costel, la care am învățat air basketul. Air basket, sunt foarte bun la air basket. Trecută prin picioare, da? Fentă, pivotare și coș. 3 puncte chiar. Orașul ăsta Poros are niște străzi foarte înguste și mi-am, bă, man, n-ai cum să filmezi film cu 40 de oameni pe aici, dar e perfect. Pentru că oamenii sunt super toleranți și am blocat tot pe aici și nu se supără nimeni. E mult mai bine ca în România. În România eram stresat să nu vină careva să mă jure aici, nimeni nu e agitat. L-avem alături de noi pe Andrei Băltărețu. Este un om care, pe cât e de talentat, pe atât e de tăcut. De fiecare dată nu vrea să vrească în fața camerei, preferă să fie în spatele camerei. Andrei, ești foarte tare din 3 motive, din multe motive. Unul am noi cel mai tare de OP din România. O să vedeți cadre absolut senzaționale. Sunt foarte multe variabile de ție cont de toate. Dar ce îmi place cel mai mult, eu fiind un om care prețesc foarte mult modestia, ești cel mai modest om pe care îl cunosc. Deci, efectiv, se ocupă de 3 departamente, mișcă tot și așa mai departe. Îmi cer mii de scuze, poți să te muți un centimetru mai la stânga, știi? Conținând care el e un om cu statut, adică zic că, bă, marci de acolo, tu te mai încă, bă, mă face să vin la tine, știi? Și el cere scuze de fiecare dată. Deci, face treaba mai multor persoane, e super calm și automat dai cumva o direcție pentru toți din echipă. Adică, cine mai poate să aibă figuri când tu, DOP-ul, ești atât de bine dispus, nu? Păi, normal. Îți mulțumesc pentru acest interviu super bogat și plin de cuvinte. Și de-abia aștept să văd, adică am văzut niște cadre din film și par senzaționale. Din mai dacă îți plac cadrele. Îmi plac. Îți dai seama că e foarte tare să filmezi în Grecia, dar partea nasoală e că eu trebuie să fiu tot timpul cu umbrela asta după mine, pentru că îmi trebuie racord. De exemplu, am filmat în Cluj fazele din finalul filmului și atunci n-am voie să fiu bronzat. Deci eu practic sunt în Grecia 2 săptămâni, e super fain afară, e super mișto, îți dat cu SPF, crema antibronzat, grav, trebuie să umblu cu umbrela asta peste tot după mine, adică nu mă pot pune gen după masa asta, mă pun la soare, că stric filmul, da? Avem alături pe Ioana care în filmul ăsta a făcut absolut de toate, s-a discutat cu greci, ai împins mașini, ai blocat străzi, ai făcut de toate. Cum simți atmosfera asta din Grecia? Cum te înțelegi cu oamenii? Foarte bine. Da? Sunt oameni relaxați, așa, pe concediu, pe... Da. Și tu simți că e concediu sau e muncă acum? Ei, vreau să zic că menționez că e ziua 12 de filmare, a 5-a zi de Grecia. Da, nu prea e concediu. Vreau să vă prezint un membru important din echipa de producție, cel mai scump om din echipă, și anume taică-meu. A venit să mă susțină în Grecia, dar principalul motiv pentru care l-am adus e pentru că stă acasă, se uită pe Netflix și se duce câte 5 minute și lasă filmul pornit. Și am vrut să vadă cât de mult se lucrează pentru 10 secunde. Deci pentru 10 secunde stăm câte 3-4 ore, el cară bănci pe aici, ape, și cred că de acum ți-o schimbat respectul față de film. Sigur. De că în viața ta nu mai fumezi când îți merge filmul, nu? Da, mai greu, da. Da. Și cum ți se pare producția aici? Bă, e greu, nu mă așteptam să fie atât de greu. Da? Da. Și tu ai avut și de negociat cu grecii, să pui corturi pe aici, să faci treburile astea. Da, prin semne, i-am convins. Da, el din poate nu știe nici foarte bine limba engleză, deci dar știe limbajul semnelor perfect, nu? Da. L-am alături pe Marius, omul care m-a convins să vină în Poros și să filmăm aici filmul ăsta și vreau să spun că dacă la început aveam impresia, bă, poate, nu știu, acum sunt absolut foarte mulțumit și îți mulțumesc pentru asta. Și vreau să te întreb, tu cum ai descoperit Porosul?
Bună, Mircea, îți mulțumesc pentru invitație. Mă bucur că ai avut încredere în recomandările noastre. Poros, într-adevăr, e o insulă fabuloasă, la propriu, pe care noi am descoperit-o, bineînțeles, prin intermediul acestor minunate bărcuțe. Treaba s-a întâmplat foarte simplu, în prima mea experiență ca și skipper, care s-a întâmplat acum foarte mulți ani. Ca să începem cu începutul, embarcațiunea aceasta se numește catamaran. Catamaranele, după cum le vezi, sunt niște embarcațiuni cu un nivel de confort foarte ridicat. Ele pot varia ca dimensiuni. Aceasta este un Bali, e un Bali 42. Și cam câți oameni ar fi, deci dacă vreau să vin cu prietenii, cam cât să invit pentru ca să ne petrecem pe Bali? Toate catamaranele din zona aceasta au 4 cabine duble, fiecare cu baie proprie, deci capacitatea optimă, echilibrată ca și spații, este de 8 persoane. Singura preocupare reală a oamenilor este să-și facă griji cum ajung efectiv în portul de plecare, pentru că de acolo un reprezentant Picasso îi va prelua și 7 zile vor uita absolut complet. În fiecare zi, programul generic începe undeva în jurul orei 10, plecăm din portul în care am rămas peste noapte sau în golf după caz, explorăm traseul dinspre insula următoare, după care ne oprim în 1-2 golfuri fabuloase. Bine, Mario, trebuie să le spunem oamenilor unde te găsesc. Site-ul nostru este foarte simplu de identificat, picasi.ro. Mersi mult, Marius, pentru tot și ține legătura cu cât se mai ajut la filmare. Îți mulțumesc foarte mult și ne întâlnim dimineață pe barcă. Nu uitați sloganul nostru care s-a născut organic. Hai în vacanță, trust me, it's fabulous! Hai în Mercedes, hai în avion, hai pe barcă! Da, trebuie să fug puțin la cadru pentru că am, tot este contratim și am o scenă importantă de dat acum, dar până aceea vreau să vă mulțumesc că ați urmărit vlogul ăsta până în cap. Vreau să spun că e o atmosferă foarte tare din Grecia, sper că v-a întrănit măcar 1%. Eu am fugit și stați pe aproape că, pentru că filmul ăsta o să fie bombă. V-am pupat!